Pompierii au fost chemați de urgență să spargă ușa unui apartament de pe strada Pictor Ioan Sima din Zalău, după ce pe casa scărilor a început să curgă apă. Aceasta ieșea pe sub ușă din apartamentul unui locatar mai în vârstă, care are și probleme cu băutura. Vecinii au crezut că bărbatului s-a făcut probabil rău, motiv pentru care au cerut ajutorul pompierilor. Aceștia au spart ușa apartamentului, iar după ce au pătruns în locuință, au constatat că proprietarul, care era plecat de acasă, uita să deschis robinetul de la baie.